USA. Aceasta pentru că există o convenție internațională prin care termenii se poate fi înțeles toată lumea. Eu am fost în China, în Coreea, în Japonia, mai multe țări ale lumii, unde nu știam, evident, limba respectivă, dar înțelegeam foarte bine termenii medicali pentru că era o limba latină. Cordis era peste tot. Renus și mai departe. Deci, lucrul ăsta este extrem de important. Eram într-o țară în care ei nu scriu limba noastră rețete și atunci scriam în latină, pentru că știam termenii medicamentelor. Și, cum să spun, vreau să spun prin asta că este un avantaj să știi măcar bazele științelor care au, sigur, pe care le-a avut la dispoziție lumea. Ei, asta spune următorul lucru, că dincolo de avantaje, o serie întreagă de neajunsuri au obligat omenirea să recurgă, să meargă mai departe cu evoluția științifică. Aș vrea să vă dau numai un citat din Conrad Lorenz, care a luat Premiul Nobel pentru etologie și care este destul de sceptic în ceea ce privește ființa umană. El spune că omul este o ființă intermediară între antropoide, între maimuță și om și că în materie de instincte omul este încă la nivelul cavernelor și că este obligatoriu pentru a supraviețui lumii care vine ca această ființă să fie umanizată. Ceea ce mi se pare extrem de interesant. Iată o altă opinie. John White. Noua gândire trebuie, spune el, trebuie să genereze un alt om. El l-a numit Homo Noeticus. Și anume, asta înseamnă un om al cunoașterii, al colaborării și nu al competiției. E o lungă discuție aici, mai ales plecată de la Darwinism. Competiția este cheia succesului. Păi competiție înseamnă ca eu, dacă am mușchi mai tari, să las pe altul muritor de foame. Competiție înseamnă, în sens darwinist, mănâncă pe celălalt ca să nu fii mâncat, ucide-l ca să nu fii ucis. Și cam asta au făcut naziștii. Când vreo 50.000 de oameni handicapați fizic au fost exterminați. Pentru că ideea era de selecție. Nu există selecție, dar nu există evoluție prin selecție și întâmplare. Vom ajunge să discutăm și darwinismul, care, evident, în opinia mea, este destul de șurcă, cel puțin pentru lumea de astăzi, dar de care se face foarte mult gust când vrea să se susțină o concepție încă materialistă. A gândi încă în sens materialist înseamnă să gândim în urmă cu 150 de ani. Iată un alt filozof francez modern, Jean-François Revel. Spune următorul lucru. Criza actuală este un eșec al filozofiei occidentale care a privat omul de sens spiritual, transformându-l într-o ființă actiată doar de consum, în goana după senzații noi, mereu noi. Iată ce denumiri se propune pentru noua gândire, nouă paradigmă. Este foarte interesant. Noua știință am menționat-o deja. Neurolumea, un psihiatru, Taylor, un nou umanism, Kendall, neurofizica, noua spiritualitate, supremația conștiinței spiritualizate, termeni care mi-aparțin, îndrăznesc să spun. Așadar, o scurtă istorie a cunoașterii. Spuneam că suntem ceea ce gândim, că gândim ceea ce știm și că știm în funcție de surse. Religia. Hai să discutăm puțin despre religie. Religia, până în secolul XVI, se gândea numai în termeni religioși. Legile naturii erau legile divine, omul era creație divină, sensul lumii, lumea atunci avea un sens, care era în intenția creației divine. În fine, deținea religia întregul adevăr? Dacă ar fi deținut, n-ar fi creat Inchiziția, n-ar fi creat toate aceste sindicii care au marcat Biserica Apuseană, adevărat, nu cea de Liest, într-un timp atât de lung. Este religia cel mai mare rău, așa cum susține acest Richard Dawkins, un biolog de la Oxford? Nu. Categoric nu. Religia a întors mulți oameni din drumul spre crimă. Religia a avut un mare rol în civilizație. Observați. Fac o discuție critică. Nu dau cu pietre și distrug tot ce a fost și niciun domeniu. Relev doar partea bună a unui lucru și partea, să spun, întunecată.
pentru că a remarca această parte întunecată alături de lumină, de fapt, acesta este necesar pentru a elimina acele rebuturi, acel ceva care încă aduce suferință ființei umane. Nimic, nu cu tot, în nicio alt scop. Iată, de ce nu este regia cel mai mare rău? Pentru că fizica cuantică aduce o serie întreagă de informații în care, ca și experiența morții clinice, în care clar putem să afirmăm cu certitudine că referința, reperul esențial, principal al religiilor a fost divinitatea, extensa unei ființe divine. Că modul în care religiile au văzut nu corespunde modul în care este văzut astăzi, grație studiilor, mai ales în domeniul morții clinice, asta este cu totul altceva. Nu desființează divinitatea, ci dimpotrivă. Îi conferă un statut. Așadar, religia își are sensul ei, rostul ei, dar cât privește evoluția viitoare, asta este o chestiune de adaptare la cunoașterea omului modern. Și nu este de domeniul meu competența de a da un sfat în sensul ăsta. Știința, spuneam că se naște odată cu Copernic. Să discutăm pe scurt câteva momente. Momentul Galileu. Galileu desparte apele în religia, în care cărea îi spune să se ocupe de spirit și în acele obiecte care au mișcare, număr și formă și care pot fi matematizate, cuantificate. Într-o discuție cu o prințesă, Florența, Galileu îi spune sfinția sa, că era prieten cu papa, sfinția sa se străduie ca să transporte omul în cer, în timp ce eu mă strădui să aduc cerul pe pământ, pe oameni. Grație acestei relații pe care a avut-o cu papa, Copernic a scăpat de la pedeapsa cu moartea. Pentru că, susținându-l pe Copernic, vedând mereu teoria lui Copernic, la universitate, totul s-a atras atenția și, în cele din urmă, este arestat la domiciliu, adică comutată pedeapsa cu moartea și toată viața lui lucrat așa. Ceea ce mi se pare un lucru extrem de important. În fine, vine Descartes. Momentul Descartes este cel care a pus bazele matematice ale metodologiei științifice, este cel care creează, desparte spiritul de materie prin res extensa și res cogitans, deci creier sau spirit și lucruri comune. Dar și Descartes face trei erori, care sunt foarte puțin comentate în literatură. Surprinzător pentru mine. Prima, el spune, niciun dubiu. Știința știe și poate tot. Fals. O să vedem când discutăm fizica cuantică, niciodată, dar niciodată, omul nu va cunoaște ultima realitate. Noi suntem o creație, un adevăr relativ, creație un adevăr absolut. Niciodată relativul nu va putea înțelege absolutul. Niciodată nu vom ști momentul zero al creației. Vorbim de la minus ceva încoace. Dar până acolo, în momentul zero, nu vor ști niciodată. Sigur, se încearcă unii că este haos și haosul se auto-organizează. Teoria fractală, știu și eu lucruri de genul ăsta care așa sunt menite să ne mângâie nouă de cunoașterea. Nu suntem chiar, ca să nu spunem că suntem complet ignoranți în domeniu, dar lucrurile nu stau așa. Îmi permit să discut pentru că am trecut puțin prin mintea mea cam tot ceea ce putea să-mi dea o explicație a lumii. Și pot să înțeleg și pe unii și pe alții, și pe cei din religie, și pe cei din știință, și mai departe. Așadar, vom vedea că dubitația încă știință există, că nici știința nu este infailibilă. O a doua, el spune așa, că nimic din gândire nu este în corpul fizic și nimic din corpul fizic nu este în gândire. Total fals. Vom discuta și vom vedea că mintea este corpul, că gândul nostru devine materie, că suntem o unitate somă-psihic. Nu l-a pus nici pe Darwin cu erorile lui și nici pe Descartes. Atât se putea ști la vremea lor. Știința era extrem de limitată. Spun numai, a posteriori discutăm noi acum. Sigur că e ușor să fie deștept după război, nu? Să te vitejezi. Dar eu nu fac pe viteazul, ci doar discut cât putem să luăm în seamă din ce ne-au lăsat strămoșii noștri. Cât are astăzi valoare și cât nu. Fără îndoială că ei trebuie să fie valorificați.
Pânduiel că nu-i aruncăm dincolo de bord. Dar vorbim de limitele lor tocmai pentru a evita. Așa cum discutăm despre istorie ca să nu o repetăm, nu? Și vine a treia. Zice, orice invenție mecanică umană este a idoma celei făcută de natură. Ce bine ar fi! Ce bine ar fi! Adică, dacă fac o mașină, pot să fac și un om. Aș vrea să spun un lucru. O să credeți că fac pledoarie pro domo. Când medicul va reuși să creeze un om, atunci de-abia el va fi responsabil de viața lui totală. Abia atunci noi vom putea să menținem viața într-o ființă, pentru că vom ști toate acele resorturi care conținează viața. La atâta vreme cât viața este creația altei entități, a altui univers, noi întotdeauna vom fi deficitari în ceea ce privește viața. Și mai spun un lucru. Viața are durata de la o zi până la cât putem noi merge. 100, 102, au fost oameni care au trăit și 160, 148 de ani. Deci, asta înseamnă, e greu să înțelegeți ce spun eu acum. Noi trăim atât timp cât ne este necesar pentru experiența care am venit aici. Pot să fiu înțeles? O să spuneți, dar un copil are nevoie de o zi? E bine, da. E bine, da. Intră într-un domeniu care e alt, aia de ce este altă conferință. Ok. Momentul Newton. Dom'le, Newton a fost Newton. Unul cel mai mare genii, numai cu cer. Așa el a fost constrâns de vremuri, limitat ca cunoaștere. Și anume, la faptul că el spune, Universul este un ansamblu de elemente disparate, menținute prin forța gravitației. Nu. Nimic nu e disparat. Între mine și dumneavoastră, după fizica clasică, nu există decât un gol. Eu pot să vă simpatizez, pot să vă urez, pot să fac orice, pentru că nimic nu se întâmplă. Asta înseamnă concepție materialistă. Ori, în virtutea noii cunoașteri, între mine și dumneavoastră este un câmp și cu acel sentiment, cu acea atitudine pe care o am pentru dumneavoastră, eu, la rândul meu, sunt răsplătit. Dacă gândesc la modul pozitiv, fericit, la modul armonios, la modul unei afecțiuni, atunci și eu și dumneavoastră câștigăm o lumină. Aparatele demonstrează că în cei doi poli a unei relații armonioase este o imensă lumină, o emisie de fotoni. Și din potrivă, într-o relație ostilă, ambii pierd. O să vedem asta la modul cum gândim. Așadar, fizica cuantică ne spune că unul din principiile este interconexiunea, în consecință toți suntem interconectați, că nimeni nu este ceea ce este prin sine. Dacă cineva crede că ceea ce este el este doar prin meritele lui, prin voința lui și forța lui, se înșală. Că eu îl trebuie imediat hainele care le aveți de-a săcut, pâinea care ați mâncat-o astăzi a săcut-o voi, mașina care purtați a săcut-o voi, a, păi nu. Atunci înseamnă că eu am obligația să dau celorlalți acel ceva pentru care m-am pregătit, la aceeași nivel de calitate pe care o pretind ca și el să-mi ofere obiectele confințate de el. Ei, când vom înțelege această dublă relație, interrelație umană, care iată știința de ultimă oră afirmă, atunci să știți că nu va mai fi război și va fi pace. Atunci când ultimul om va trăi grație celorlalți al comunității întregi, înseamnă că omenirea a câștigat tot. Ajung la secolul XIX, ca să trec mai repede la ceea ce m-ar interesa de fapt. Secolul XIX este triumful tuturor științelor. Și poate că cel mai important din acest secol este Darwin. Vedeți, până la Darwin, știința avea o mare întrebare care nu și-o putea rezolva. Totuși știa el, cum să explice omul ăsta? De unde vine omul ăsta? Bineînțeles că nu agrea sub nicio formă în războiul dintre religie și biserică, nu era agrea sub nicio formă și atunci nu le convenea explicația că vine de la Dumnezeu. Și vine Darwin și găsește o formidabilă formulă. Omul apare din întâmplare și prin selecție naturală. Mai întâi, nicio întâmplare n-a creat ceva bun. Dacă îmi cade un pahar, se sparge. Selecție. Păi selecția, dacă s-a făcut după mușchi, toți ar trebui să fim niște herpuri. Dacă s-a făcut după minte, ar trebui să fim niște genii. Nu suntem nici genii, nici herpuri. Suntem de toate modele.
toate posibilitățile. Deci nu se probează. Nu-i fac nicio vină lui Darwin. Dar de aici s-a extrapolat extrem de mult. Odată, în momentul în care considerăm omul un accident al naturii, el este lipsit de sens. Morala nu are sens. Omul nu are sens. Și toate aceste lucruri au dus acolo unde este lumea, așa cum o vedem. Adică războaiele, lăcomia, invidia, ura și toate celelalte rele. Vorbeam de momentul, cum e la 100, momentul cuantic. Este extrem de important să-l înțelegem. Iată, fizica cuantică conduce, cum spuneam, discursul științific dincolo de substanță, la nivel de câmp. E bine, vorbim la nivel de câmp de existența unei minți primordiale. Max Planck o numește mintea materiei. Le spune următorul lucru. Universul există pentru că particulele care constituie universul atomic sunt întreținute în mișcare și iau forme prin ceea ce numim mintea materiei, inteligența cosmică. La nivelul acesta există, deci, așadar, o rațiune, o inteligență care dă formă tuturor lucrurilor existente. Am avut un mare fizician, Mihai Drăgănescu, care în 79 publică o carte, Propozițiile materiale, și în care spune așa de frumos, să citesc tocmai pentru că spune așa de frumos și eu român de al nostru. El spune: câmpul cuantic este substanță atât pentru mintea umană, cât și pentru spiritualitatea universală. La nivelul de câmp cuantic există modelele pregenetice. Cu alte cuvinte, nici nu puteți imagina ce consecințe extraordinare are lucrul ăsta. Asta înseamnă că genomul, ADN-ul uman, nu este decât unealta cu care modelul formei din câmpul cuantic se folosește de el pentru a construi o ființă, pentru a construi toate lucrurile. Ceea ce mi se pare